În acest weekend, membrii Partidului Mișcarea Populară și-au făcut cunoscute ideile și soluțiile concrete pentru a aduce bunăstarea în rândul oamenilor la Orșova. Alături mereu de cetățeni, candidații PMP Ion Cupă la Camera Deputaților, respectiv Florin Gagea la Senat, sunt pregătiți pentru a contribui decisiv la îmbunătățirea condițiilor de trai ale orșovenilor. Cum campania electorală pentru alegerile parlamentare este în plină desfășurare, membrii Partidului Mișcarea Populară au continuat șirul acțiunilor la Orșova, un partid al valorilor și al echilibrului care dorește creșterea nivelului de trai al cetățenilor. Ion Cupă, candidatul PMP Mehedinți la Camera Deputaților, este cunoscut ca fiind o persoană cu o vastă experiență politică care are ca scop principal bunăstarea mehedințenilor. Oamenii ne-au primit bine, ca de obicei, suntem din nou în campanie, am mai fost acum o lună și ceva în campanie. Aici la Orșova, din păcate, lucrurile sunt în același stadiu. Știm cu toții că a ieșit același primar. Suntem lângă același pârâu care este la fel de poluat așa cum era și atunci. Și atunci am tras un semnal de alarmă. Din păcate, zona de mediu suferă rău, rău de tot. Și atunci știți că eu am în programul meu de campanie și de parlamentar un nou cod al mediului și cred că realitățile din Orșova arată că este necesar și este necesar să cer votul orșovenilor pentru a ne implica. Și nu mai mult, uitați-vă acolo, uitați-vă la blocuri cum au coșurile de fum, încălzirea este pe lemne. Lucrurile astea trebuie rezolvate, nu pot să mai fie amânate. Florin Gagea, candidatul PMP Mehedinți la Senatul României, vine cu noi propuneri și soluții pentru îmbunătățirea condițiilor de trai al orșovenilor. Cum Orșova mai este numită și Perla Dunării, fiind un oraș cu un puternic potențial turistic, însă abandonat de conducerea primăriei, obiectivul principal al candidatului PMP este modernizarea infrastructurii rutiere, pentru ca ulterior aducerea de investitori să fie mult mai rapidă. Din nou la Orșova, așa cum venim de fiecare dată, sunt atașat de această localitate. Îmi pare rău că de 30 de ani și din cauza certurilor care s-au aflat mereu în Consiliul Local de la Primăria Orșova, nu s-a reușit dezvoltarea niciunui proiect care să arate o schimbare în bine a localității. Îmi doresc, așa cum am spus și în mai multe rânduri, îmi doresc pentru Orșova ca și pentru mehedinții să îmbunătățim infrastructura rutieră ca să putem aduce investitorii, ca să putem aduce tinerii înapoi în Orșova și în Mehedinți, ca să întinerim populația, pentru că dacă mai stăm așa încă 4 ani, după părerea mea o să fie prea târziu ca să mai căutăm resurse umane. Unii noi în lumea politică, alții cu experiență în spate, candidații PMP Mehedinți la alegerile parlamentare sunt oameni dornici să se implice activ în îmbunătățirea nivelului de trai al cetățenilor. Aceștia au reușit să transforme PMP Mehedinți în a treia forță politică în județul nostru.